Podul peste Dunăre, care va face legătura între zona Galați-Brăila și Tulcea, este realizat în proporție de aproape 90%, iar în prezent se lucrează intens și la cei 23 de kilometri de drum expres, care vor asigura legătura obiectivului cu rețeaua principală de drumuri naționale. Rezultat al unui proiect cu fonduri europene în valoare de aproape 450 de milioane de euro, podul peste Dunăre este cea mai complexă lucrare de infrastructură realizată la noi în țară în ultimele 3 decenii. Construcția a marcat numeroase premiere tehnologice, iar la final va fi al treilea pod ca dimensiune din Europa. Licitația pentru realizarea podului a fost câștigată în ianuarie 2018 de asocierea formată din două firme, una din Italia și cealaltă din Japonia, iar contractul prevede ca lucrările să se finalizeze în 2023. La sfârșitul lunii iunie 2022 a fost marcată montarea celor 86 de segmente de tablier ce vor forma calea de rulare a podului, iar în prezent se află în plină desfășurare sudarea pe pozițiile definitive a acestor elemente. În momentul de față am depășit peste 50% segmente completate, sudate și retușate cu grunt și vopsea. Adică suntem finalizați cu aceste 50% din segmente. După cum știți, sunt 86 de segmente care trebuie asamblate, să le spunem așa, și pe măsură ce se sudează, se realizează și geometria finală a podului. După cum se poate vedea de la distanță, acesta are o curbură, da? Această contrasăgeată care asigură rezistența și va prelua acea extra sarcină pe care traficul o va exercita asupra căii de rulare. În prezent se lucrează și la ultimele operațiuni de matisare a cablurilor principale. Acestea sunt elemente cheie ale podului și sunt realizate din fire fabricate dintr-un oțel special adus din Japonia și garantat peste 100 de ani ca durată de viață. Fiecare dintre cablurile de susținere are un diametru de 60 de centimetri și este compus din 16 mănunchiuri toroane de câte 544 de fire din oțel. În total, firele din oțel folosite la realizarea cablurilor de susținere au avut o lungime de peste 80.000 de kilometri, adică de două ori circumferința Pământului. În paralel se lucrează și la partea de matisare a cablului principal, finalizarea matisării. Mai este foarte puțin, deja suntem peste 95% finalizat cu partea de matisare. Urmând ca după ce se finalizează acest procedeu să fie puse și acele protecții, acele fire care vor conferi sistemul de dezumidificare și care vor conferi o rezistență cât mai mare în timp pentru cablul principal. După finalizarea sudării elementelor de tablier, în cursul lunii septembrie vor fi aplicate primele straturi de hidroizolație, iar ulterior se va trece la aplicarea asfaltului căii de rulare. Podul peste Dunăre va avea o lungime de aproape 2 km și va fi prevăzut cu 4 benzi de circulație. Turnurile de susținere au o înălțime de 192 de metri și sunt cele mai înalte construcții civile din România. Lucrările la pod vor fi definitivate în luna decembrie a acestui an, iar constructorii vor începe operațiunile premergătoare pentru deschiderea de trafic în prima etapă, ce va cuprinde girația kilometrului 4 din proiect, urcarea pe pod, stația de taxare de la kilometrul 7 plus 500, precum și drumul de legătură către Măcin.